Binecuvântat să fie tot puternicul Dumnezeu pentru bunătatea, grijă și acest minunat privilegiu pe care îl trăim și îl simțim noi astăzi. Iubiților, după cum fratele a anunțat, poate întâmplător, deși nu-i întâmplător. Taierea internetului nu este întâmplător. Dar tema mea ceva vrea ca să-i descopere pe cei ce cărora le împiedică internetul. Binecuvântat să fiți și voi toți, pentru că v-ați lăsat călăuziți de Marele Pastor Iisus Hristos și ați venit la aceste adunări cu mese pline de bucate mizoase, plăcute, dătătoare de viață și de a demonstra iubirea și unitatea frățească al poporului lui Dumnezeu. Ceea ce noi avem mare lipsă în aceste vremuri ale sfârșitului. Să ne bucurăm, iubiților, cât avem posibilitate. Pentru că în unitate există bucurie, pace și zidire. În unitate este Iehova Dumnezeu. În unitate este Duhul Său. Chiar la început, iubiților, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Aceasta se referă cât la viața familiară, atât și la familia spirituală. De aceea Dumnezeu încurajează pe servii săi, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Dragii mei, aici noi nu suntem adunați doi sau trei, dar cât vedeți, suntem mulți. De aceea să fim bine încredințați că Dumnezeu este cu noi, că Duhul Său este în mijlocul nostru, că mâna Lui ocrotește. Deși Satan se stărie ceva, se înțape. De aceea, cu părere de rău, din toată istoria omenirii, aflăm că nu toți s-au bucurat de unitatea, liniștea și pacea poporului, ca de exemplu și cu ocazia acestor adunări. După cât am aflat amu, și la Sebiș a fost tot asta istorie. Tot au încercat să întrerup ca să nu mai aud adevărul până la marginea pământului, ca cumva să ne restrângă. Deci unitatea poporului întotdeauna a avut un dușman răufăcător și acesta a fost și este Satan, șarpele cel vechi, care încă de la început a luptat și luptă și astăzi împotriva acestei unități. Dacă nu poate altfel, măcar un cablu să-l tai și tot el stă mai liniștit, parcă. Dar să știm și să înțelegem că el nu luptă cu brațele goale. El are un arsenal de arme cu ajutorul cărora el încearcă să distrugă unitatea și pacea din mijlocul poporului. Dar, iubiților, poate ne întrebăm,
Care sunt? Care este acel arsenal de arme pe care le întrebuințează Satan? Să știți bine că nu-i numai cuțitul cu care a tăiat cablu. Acestea sunt armele lui. Minciuna, mândria, invidia, ura, neînțelegerea, lăcomia, răceala spirituală, stare pe loc și căderea din nou în păcat. Acestea sunt armele lui Satan, cu ajutorul cărora el cearcă să atace pe cei credincioși. Iubiților, acestea sunt cele mai active arme spirituale ale lui Satan, cu ajutorul cărora el aduce mare pagube unității și păcii fraților. Dar după cum împărații în vechime, după cum știm, împărații din vechime aveau oameni care erau purtători de arme. La fel și Satan are oameni care sunt purtători de arme spirituale. Minciuna este cea mai veche unealtă sau armă care a fost inventată și folosită de însuși Satan pentru a rupe unitatea între primul om și Dumnezeu. Și chiar din mijlocul primii familii pământești. Deci el s-a gândit că Eva a mușca și a muri și s-a distrus unitatea familiară. Când Dumnezeu a poruncit să nu mâncați din pomul oprit căci veți muri, Satan prin șarpe a vorbit Evei. Oare cu adevărat a vorbit Dumnezeu că veți muri? Mănâncă, nu vei muri. Astfel a pus la îndoială Satan porunca lui Dumnezeu și amăgind că nu vor muri. Astfel minciuna și-a luat cursul său din tată în fiu. Când Cain, fiul lui Adam, a omorât pe fratele său Abel și Dumnezeu l-a întrebat, unde este fratele tău? El a răspuns, nu știu. Dar iubiților, nu știa el? Ba știa, dar a spus, nu știu. Și aceasta a fost o minciună directă. Anani și Safira, la fel au întrebuințat minciuna în folosul lor. Astfel, minciuna dăinuiește și astăzi, cu păreri de rău. Invidia, la fel este o armă periculoasă, care la fel este inventată de Satan. Când a văzut așezat ca supraveghetor peste pământ, a dorit să fie mai înalt decât Dumnezeu, dorind ca creaturile pământești să se închine lui și nu-i lui Dumnezeu. Cain a invidiat pe fratele său, omorându-l. Saul a invidiat pe David, urmărindu-l să-l omoare. Și mulți alții, și în timpurile prezente, care din invidie urăsc pe frații lor și le tai cablurile. Când Satan s-a văzut ceva mai înalt decât altele creaturi, fiind ca un herovim strălucitor, atunci în el s-a născut mândria, ce l-a făcut să se simte mai înalt, mai puternic, mai deosebit decât alții.
De ce? Când a văzut că oamenii îl recunosc pe Iehova ca stăpân înalt și nu pe el, atunci în Satan s-a evit ura, care la fel este o armă puternică folosită de el împotriva tuturor ce în unitate se străduiesc să slujească lui Iehova. Esau este un exemplu care a urât pe fratele său, pentru că fratele său Iacov a primit dreptul de întâi născut și la binecuvântare, chiar dacă el însuși le-a vândut. Deci Esau însuși și-a vândut dreptul de întâi născut. Copiii lui Iacov l-au urât pe Iosif pentru că el era mai ascultător și iubit de tatăl său. De ce el a urât până între atâta că l-au vândut. Saul l-a urât pe David pentru că Dumnezeu l-a ales și l-a uns ca rege. Lăcomia la fel este o armă care poate omorî pe mulți, care poftesc ceea ce nu le aparține lor, lucruri materiale, întâietate și stăpânire. Unii dintre ei sunt Satan, Acan, Saul, Iuda și alții urmași ai lor până în timpurile noastre, când doresc să aibă mai multe săli decât una de adunare. De aceea, dorindu-le să le apuci pe toate. Iar minciuna, mândria, invidia, ura și lacomia aduc neînțelegere. Ca de exemplu între robii lui Avram și a lui Lot, ca și între fiii lui Iacov și între mulți alții, până acum, după cum bine știți. După această armă care este neînțelegerea, apare alta, și anume răceala spirituală, ce aduce pierderea iubirii și încrederii în frați, în regulă teocratică, în toate cele ce sunt plăcute lui Dumnezeu. Iubiților, asta este cunoscut de mult, pentru că din înmulțirea fără de lege, dragostea la mulți săracești. Și în sfârșit, ultima armă își înfăptuiește lucrarea sa. Stare pe loc. Apoi, de-amă nu mai știu care e drept. Voi sta eu și acasă. Ceea ce aduce căderea din nou în păcat. Iar plata păcatului, bine o știți stăți care este, moarte. Iată, iubiților, ce aduc armele lui Satan. Preiubiți frați și surori, aflând planul necurat al lui Satan, însoțit de purtătorii de arme aducătoare de moarte, mai întâi spirituale și apoi moartea fizică, noi trebuie să ne împotrivim diavolului ca el să fugă de la noi. Iubiților, dar cum să facem noi ca să fugă el de la noi dacă noi nu-l vedem, el tot ești nevăzut? Pentru aceasta trebuie să fim veghetori. Trebuie să fim și noi purtători de arme. Numai atenție, nu de cele arme
despre care am vorbit până aici. Ce să fim niște purtători de arme despre care este scris la Efeseni, capitolul 6, cu 13 până la 18. De aceea, luați toată armatura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încalțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vreme prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Iată, iubiților, de care arme noi trebuie să fim niște buni purtători. Să nu fim printre cei ce folosesc minciuna ca bază pentru a-și îndreptăți interesele sale proprii și mai ales interesele egoiste. Efeseni 4:25 la fel ne vorbește. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. În locul minciunii să folosim dreptatea. În locul mândriei să folosim smerenia. În locul invidiei să ne folosim de mulțumire, de evlavie însoțită de mulțumire. În locul urii să ne folosim de bunătate ce păstrează unitatea și pacea. În locul neînțelegerii să ne folosim de împăcare, despre care a vorbit Iisus de pe munte, ferice de cei împăciuitori. În locul neîncrederii să ne folosim de încredere, deci încrederea în Iehova, încredere în lucrurile care nu se văd. Noi trebuie să avem încredere în Iehova, în planul său, în frați, în regulă teocratică și în altele. În locul lăcomiei să ne folosim de binefacere. Voi cred că știți de ce a fost Dumnezeu, de ce a fost lăudat Corneliu? S-au primit de Dumnezeu primul om din mijlocul păgânilor care a intrat în biserică. Pentru că rugăciunile lui, însoțit de milostenie, au ajuns până la Dumnezeu. În locul răcelii să ne folosim de încurajare, sprijinire și mângâiere. În locul stării pe loc să ne folosim de înaintare spre maturitate, spre unitate, spre pace și spre împărăție. Iubiți frați și surori, să urmărim lucrurile care duc la pace și zidire, după cum vorbește la Romani, capitolul 14, cu 19 până la 21. Iar pentru a păstra unitatea, pacea și înțelegerea în mijlocul poporului, trebuie să urmărim următoarele sfaturi. Romani,
capitolul 12, cu 9 până la 16. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fii-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întăietate altuie. Să nu se ridici mai înalt decât alții, susținând că eu sunt stăpân înalt în mijlocul vostru. În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleși simțeminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți rău nimănui pentru rău. Urmăriți ce este bine înainte tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, cu atât mai mult cu frații cu care unii 18 ani s-au bucurat împreună, dar cu alții poate 10 de ani. Cu părere de rău, că acum nu atârnă de ei ca să trăiască în pace. Și acum să ne cercetăm pe sine bine, fiecare. Fiecare să pe sine să se cerceteze bine. Ai cui purtător de arme suntem noi? Sau eu? A cui purtător de arme sunt? Care arme purtăm noi? Fiecare în parte. De cele ce am vorbit de la început, purtăm din grupă în grupă, din unitate în unitate, de la frate la frate, sau de cele ce s-au citit în Efeseni și la Romani. Care arme purtăm noi? Fiecare în parte. De noi depinde pacea și unitatea din mijlocul nostru. De noi înșine depinde și viața noastră viitoare. De purtarea noastră, poate, depinde și viața altora. Să fim treji. Să fim veghetori asupra noastră și asupra purtării noastre. Cu speranță, curaj și în unitate să pășim înainte și numai înainte spre împărăție mult dorită. Iar la Filipeni, capitolul 1, cu 27-28 spune așa: nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de protivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. Deci, iubiților,
Cât despre mine, aici a vorbit Apostolul Pavel, cât despre mine eu doresc să aud, eu ca persoană, doresc să aud despre frații mei, că rămân tare, fie că sunt în mijlocul vostru, fie că voi fi acasă sau unde voi fi. Să aud că rămâneți tare în același duh în care suntem adunați aici și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Cât privește celelalte lucruri, vrăjmașii sau dușmanii care ne doresc moartea, să nu vă spăimântați. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, iar pentru noi, pentru mântuire. Iar la Efeseni, capitolul 6, cu 23 și 24, la fel spune: pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Iar aici vreo două versete, vreo două cuvinte vreau. Când năvălesc cu putere furtuni mari asupra ta și valuri de părere îți apasă inima, cu hotărâre, să zicem, în inimă și în gând, de ce eu să mă tem, căci Domnul e stăpân? Când pacea parcă ne părăsește și norii grei o înlocuiește, îndoielile ca ceața ne îngreunează viața. Credința tare s-o ținem, zicând cu hotărâre în gând, de ce eu să mă tem, căci Domnul e stăpân? Trăind acest val furtunos, prin luptă și grai și trai zgomotos, simțind furtuni de disperare ce-ți stau zi și noapte în cale, nu-ți pierde nici când tu speranța, ce-ți este călăuză în viață, pășind înainte zicând, Iehova e al nostru stăpân. Binecuvântat să fie Iehova Dumnezeu pentru tot adevărul pe care ni l-a lăsat în mâna și cugetele noastre, pentru aceste minuți, pentru mâna lui ocrotitoare și pentru călăuza sa. Suntem vrednici sau suntem datori toți să-i mulțumim astăzi și întotdeauna în veci de veci. Amin.